dintre primele clădiri din România care au fost construite cu scopul de a fi muzeu, este predată în 1893 ca și Muzeu de Artă Industrială Secuiască și era deja proiectat, era conceput ca și muzeu pentru spații expoziționale și depozitare. Din acest punct de vedere, este o clădire deosebit de importantă și, evident, această reabilitare privește și restaurarea tuturor elementelor arhitectonice, a încadramentelor, a hotelelor, a castelelor, iluminat, infrastructura clădirii care va fi complet refăcută, încălzire, aer condiționat și, desigur, la sfârșit vor urma amenajările interioare pentru expoziții. Pe lângă asta, aș dori să menționez că o să avem și o investiție inedită, ceea ce privește construcția unei sere în curtea Muzeului de Științe Naturii, care o să găzduiască plante exotice.